31 ianuarie 2015. Am venit un pic să verificăm familie de albine, să vedem dacă mai au mâncare sau altceva. Nu este o pachetare, după cum vedeți, foarte strânsă. Capac normal. Aici este OSB de 1 cm. Deci să vedem ce albine avem. Deschidem acum un tub. Vedem ce este. Sunt un pic agitate. Mâncare au. Îl lăsăm un pic să vedem. Ce să-mi iau masca. M-am schimbat, mi-am luat masca, sunt un pic agresive. Afară 7 grade, m-am uitat. Am venit la altul, am ajuns un pic prin sondaj. Să vedem ce avem. Asta, puțin albine este la asta. Uităm la o familie. Verificăm un pic rezervele de hrană, dacă sunt. Un pic de... La o miere. Rezerve de hrană. Uitați aici, cel puțin 3 kg de miere au aici. În partea asta avem miere fără nicio grijă pentru încă o iarnă pe la ele. Uitați aici. Și asta la fel. O familie frumușică. Pentru perioada aceasta. Îl punem la loc. Nu exagerăm cu pachetajul. Toate că aici noi este o zonă friguroasă, suntem în nordul Moldovei. Nu mai punem aia. Bun. Mergem. Mai... Ne uităm la următorul. Să nu ziceți că le iau așa prin sondaj, să vedem și la asta ce avem aici. Ne uităm un pic. Să vedem ce avem aici așa, ia. Uitați un pic. Mâncare nici mai discutăm. Una, două rame, sunt una, două rame. Cel puțin 5 rame cu mâncare are încă pentru primăvară. Familie frumoasă. Stau bine, uitați un capac. Stau bine, lăsăm. Mergem la alte familii. Mai arătăm câteva. Vin un coa. Ia să mai luăm una dicea, una dicea. Nu știu, de aici n-am...
toate capacuri din OSB-ul, tu vede? Vino aici aproape și filmează, timp în spate aici. Așa se vadă. Uitați un pic. La fel, mâncare este mai mult decât le trebuie. Uitați aici. Uitați aici, nu se vede nici nu s-a atins de ea. E familie frumoasă. Frumoasă. Ia să vedem ce familie avem și aici. Uitați, deja este în marginea aceasta, această familie. Am mers până în marginea asta. Este o cale. Marele avantaj la capacele este, sunt ordini și în față. Când dă căldura la sfârșitul lui mai, se iau capacele este care eu iarna le-am cu cârțe extrudate de 2,5-3 și rămâne așa. Vara niciodată nu se creează bărbi. Albinele au ceea ce le trebuie. Vă mai arăt. Eu mai mergem acolo unde am început, mai vedem o familie. Ia să vedem asta. Nu, e greu tumbul asta, n-are... Da, de acum dacă am deschis-o, n-are capac din ăsta. Uitați-le, sunt deja sunt aici. Au, ce frumos. În țeapă. Nu vor să fie deranjate. De asta facem și un pic de schimbări aici. Cameramanul este înțepat la greu. Ia să mai luăm unul de tot capac. Cum îmi place mie, îi folosesc. De asta-i 3 albini moarte. Ia să vedem aici așa ce este. Capac din OSB. Dăm 2-3 fumuri. Niște un pic. O dată aici așa. Un pic. Iarnesc pe 11 rame. Nu am nicio ramă la asta. Capac de USB fără nimic, uitați deja în mâine, 31, cât e azi, în azi, cât e? 31 ianuarie, uitați un pic aici, cât albină. Un stup frumușel, nu putem zice nimic, este frumușel, frumușel. Îl lăsăm așa. Închide, mergem la altul, să arăt. Stupul ăsta mai apare într-un filmuleț de astă vară, a dat la floarea soarelui bine, câteva caturi de miere, dacă vă uitați apare în el, vedem un pic cum este. Vă
familie bună a fost anul trecut. Stai așa, stai cu rămâne așa, în partea asta trebuie să ridic. Uitați-l. Dar este una dintre cele mai bune familii care a făcut recolta anul trecut. O familie bună, bună. Mergem să vă arătăm unul, nu știu care. Și să ne uităm și ne uităm la unul vici, la primul strop vici, galbenat. Cu podișor, cu podișoare normale. Nu toate, să așa am și cu podișoare normale. Ia să vedem. Deci un pic de problemă. Se poate agita, dar să vedem un pic cum iernează. Zvioaie, sănătoase. Uitați. Ăsta cred că și ăsta e 2, 4, 6, 8, 10 rame.